Bună ziua, bună dimineața, bună seara, dragii mei! Mă bucur că ne revedem și astăzi la o etalare generală cu subiectul ce simte în acest moment persoana la care voi vă gândiți, ce intenții are, dacă are vreo intenție să revină în viața dumneavoastră, când energia acestei persoane și energia dumneavoastră. Este o energie colectivă, o energie generală, valabilă de timp de 3 luni din momentul în care dumneavoastră vizionați această etalare. Haideți să vedem ce putem să aflăm, dragii mei, vă cheamă sau nu vă cheamă energetic. Haideți să vedem ce putem să aflăm ca și energie a partenerului, partenerei dumneavoastră. Dragii mei, o schimbare extraordinară va urma în viața acestei persoane. S-ar putea ca unele dintre ființele la care noastră vă gândiți să fi luat deja o decizie destul de tranșantă vis-a-vis de situația lor familială. Și mă refer la o mutare din casa pe care a împărțit-o cu actualul partener, actuala parteneră, că este soț, că este soție, mai puțin contează, ci contează faptul că această ființă parcă își face bagajele și părăsește locuința comună pentru a începe o nouă viață, ca energie generală. Posibil ca să fi făcut anumite demersuri de a se separa de o a treia persoană, acum că această ființă este căsătorită sau nu, o să vedem despre ce este vorba. Cert este că luna septembrie pare să fie o lună în care această persoană s-ar fi hotărât vehement să pună capăt situației sale actuale, simțindu-se plictisit, plictisită, rutinat, rutinată, nemulțumit, nemulțumită. A stat, a rumegat, a încercat posibil să facă tot ce i-a stat în puteri pentru a rămâne în această relație. Însă lucrurile s-au îndreptat în mod incontrolabil către o finalitate 100%. Posibil să ne gândim la ființe cu inițialele K, M, G, N, A, E, persoane. Dacă ne referim la energia masculină cu tenul mediu, măsliniu, ochii căprui închis sau spre negru, oricum părul închis la culoare, mustață, de ce nu, sau cioc, depinde, dar parcă văd așa un pic de mustăcioară, nu este obligatoriu pentru toată lumea, sunt doar mesaje suplimentare care vă ajută să vă identificați mai mult cu această etalare. O despărțire, o separare vis-a-vis de această persoană la care voi vă gândiți. Dacă din luna septembrie anului trecut sau acum 9 zile, 9 săptămâni a făcut acest demers, dumneavoastră știți. Ideea este că șansele de a fi făcut sau de a se fi gândit la această schimbare majoră din viața sa durează de ceva vreme. Adică nu s-a gândit spontan. Astăzi mă gândesc și mâine eu știu, părăsesc altă relație. S-a tot gândit până a luat această hotărâre. Deci ca energie generală și de ce spun că s-a hotărât, vedeți, există, wow, imediat s-au întors anumite cărți. Ia să văd că mi s-a părut că s-a mai întors o carte, nu? De ce spun acest lucru? Pentru că a avut nevoie de timp și pentru
acest lucru, da, a avut nevoie de timp pentru a se gândi dacă dumneavoastră sunteți a doua sa opțiune. De foarte multă vreme a fost între ciocan și nicovală și spuneam, eu cred că mai mult de 9 luni s-a întâmplat această situație, sau poate cu o dată de 9, sau poate cu o relație care a ținut 9 ani de zile, sau v-ați recunoscut după 9 ani, în fine. Și la voi a fost o relație de lungă durată, nu de ieri, de astăzi, nu v-ați cunoscut ieri. De aceea spun că această ființă s-a tot gândit dacă este bine să părăsească o relație pentru a fi împreună cu voi. Dumneavoastră a fost a doua opțiune, adică prin voi posibil să încerce acum o vindecare. Însă a avut nevoie de o pauză. Voi ați avut nevoie de o pauză sau posibil ca energia feminină să fi oferit un termen limită a acestei persoane până atunci blocând această persoană sau blocându-vă comunicațional, pentru că evident că există o lipsă de comunicare între dumneavoastră și această persoană și cel puțin acum, în acest moment. Că nu vorbiți, că v-ați blocat, că această persoană are nevoie să își rezolve toată această situație a sa personală pentru a fi împreună cu dumneavoastră. Însă nici dumneavoastră nu sunteți singure. Că aveți o altă relație, că și voi sunteți căsătorite sau energia feminină este căsătorită, rămâne de văzut. Dar nici dumneavoastră nu puteți să părăsiți o relație actuală pentru a fi cu cineva care nu s-a hotărât sau nu este pe deplin hotărâtă această ființă să fie alături de voi. Nu puteți să faceți anumiți pași la întâmplare. Pentru că și voi ați construit anumite lucruri. Nu sunteți la prima tinerețe, nu sunteți niște copile, nu mai sunteți niște adolescente îndrăgostite până peste cap de un bărbat care nu își asumă această relație sau nu și-a asumat această relație. De aceea a intervenit acest blocaj. Te blochez, nu mai vreau să vorbesc pentru că vreau să fii sigur pe ceea ce simți. Energia masculină trebuie să fie sigură pe ceea ce simte. Nu eu să fiu a doua roată la căruță întotdeauna. În momentul în care ți-a fost bine, sau nu ți-a, nu, mă scuzați, în momentul în care nu ți-a fost bine, ai venit repede la mine. Eu am fost tot timpul, știți cum, acea roată pană. Nu. Dacă vii la mine, vii cu totul, pentru că în felul acesta pot și eu să mă bazez pe tine. Nu să dispari când îmi este mie lumea mai dragă, pentru că nu este o relație. Eu vreau stabilitate, spune energia feminină, nu o relație în care tot timpul am fost pe locul al doilea. Posibil să fi mers această relație până în momentul în care energia feminină a spus stop, joc. Diferență de vârstă. Se poate să fie o diferență de vârstă între energia feminină și energia masculină. S-ar putea ca el să fie mai mare decât energia feminină, poate să fie șeful energiei feminine, să vă fi cunoscut prin intermediul jobului sau să vă fi cunoscut într-o instituție publică, să fie avut legătură cu această persoană mai în vârstă care este o persoană destul de matură din toate punctele de vedere. Există și această posibilitate ca această maturitate să vă fi cucerit ulterior, să vă fi dezamăgit pentru că nu a putut să facă atunci când ați avut nevoie sau când energia feminină a avut nevoie de stabilitate să fi fugit din această relație. De aceea, acel termen limită este pus de către energia feminină în luarea unei decizii ferme și, și clare. Haideți să vedem, să lămurim un pic cartea
energiei masculine și cartea energiei feminine, mărturisesc că nu am ales aceste cărți. Aceasta a fost energia, a apărut energie masculină, a apărut energie feminină și conexiunea. Deci nici măcar nu ați văzut și noastră că nu a făcut absolut niciun fel de extragere, ci pur și simplu așa s-au ales cărțile. Deci în momentul de față există acest blocaj comunicațional, există acest, eu știu, blocaj poate și pe liniile de socializare, pe liniile, pe în social media sau, eu știu, pe toate căile de comunicare, poate v-ați blocat pentru că vreți neapărat ca această persoană să fie sigură în momentul în care vine către voi. Eu știam că s-a întors o carte, dar acum că tot am zis să lămurim această carte a energiei masculine, aici este o contradicție în termeni. Această persoană este matură din punct de vedere al vârstei, dar se poartă copilărește. De unde și această indecizie, eu știu, poate timp de 9 ani, foarte multe cărți, de a nu-i fi teamă, de a-și depăși acele frici și de a lua o decizie. Deci, pe cât este de matur, ca și vârstă, pe atât se poartă copilărește. V-am zis, ar putea să fie șeful sau, da, șeful, că este energie masculină, șeful dumneavoastră. În orice caz, este o persoană stabilă din punct de vedere material, financiar, s-ar putea, este nerăbdător, să știți, orientată către tot ce înseamnă lux pământesc, îi place să aibă, îi place să fie o persoană generoasă, lumea se simtă bine în preajma acestei persoane. Deci ar putea să fie grizonat, șaten, grizonat din șaten, cu ochii căprui, căprui verzui. V-am zis, ar putea să aibă mustață sau ceva, o barbă fină de a doua zi. Adică nu este foarte, foarte bărbos așa, dar se îmbracă bine, miroase bine, îi place să ia, să fie în centrul atenției, să fie admirat, îi place să facă o figură bună în orice caz. Însă să știți că este și îndrăgostit de voi sau începe să-și dea seama că tot acest blocaj, toată această distanță dintre voi înseamnă îndrăgostire sau reîndrăgostire. Să știți că faptul că ați fost foarte vehementă în deciziile dumneavoastră, ați zgândărit așa această persoană și i-ați găsit punctul sensibil. Dacă nu s-au întâmplat aceste lucruri, puteți să faceți o asemenea strategie astfel încât să nu-i mai acordați această încredere sau să acceptați să fiți pe locul 2. Însă eu zic că tot acest blocaj nu face altceva decât să realizeze din ce în ce mai tare că nu mai poate să stea în această minciună că nu vă iubește sau în această fază de negare că nu ar fi îndrăgostită de voi această persoană. Ba da, este îndrăgostită de voi până peste cap sau a început să-și redescopere această latură. Nu am crezut eu vreodată că am să o iubesc. Nu am crezut că poate să fie și altceva decât, eu știu, o relație intimă și atât. Nu am crezut că mă pot îndrăgosti, pentru că să știți că această persoană are multe opțiuni. Are pe lângă el foarte multe persoane de sex opus care îl admiră. Vai, este șeful meu, ce apariție, dar când apare șeful meu, toată lumea stă drept. Ei bine, uite că s-ar putea să nu mai fie așa. Haideți să vedem, o să spun eu și niște vârste. Energia feminină, să lămurim un pic energia feminină. Dacă vă miră această atitudine sau v-ar mira ca această persoană să ia această hotărâre extraordinară și să vină alături de voi, eu zic că această persoană este evident. Dragii mei, voi doi veți fi împreună sau acest blocaj, o să vedem ce este și cu această legătură, cu această comunicare între voi, dar voi vă gândiți
imediat să mai alegem o carte. Voi vă gândiți extraordinar la aceasta, foarte frumos. Deci, dragii mei, haideți să vă spun. Așteptați foarte mult ca această persoană să facă această schimbare. Această schimbare o va face. Deci așteptați de multă vreme. Sunteți la distanță unul față de celălalt. Acum, că emoțional sunteți distanțați sau că sunteți distanțați din punct de vedere al locurilor în care trăiți, sunt situații particulare. Cert este că așteptați ca această persoană să facă această schimbare și o va face, pentru că aici aveți roata, cornul de fapt, roata, cornul abundenței. Sunteți binecuvântați cu această dragoste, cu această iubire. Ia uitați din partea sa. Vedeți? Lovers, cartea îndrăgostiților, dragii mei, pe care voi o așteptați de mult. Cornul abundenței vă așteaptă. Așteptați acest lucru să se întâmple și va veni. Pentru că vă gândiți unul la celălalt non-stop. Zi de zi, ceas de ceas, permanent, continuu, definitiv și irevocabil. Deci voi doi, dragii mei, sunteți destinați să fiți împreună, indiferent în ce stare vă aflați acum, și s-ar putea ca tot acest blocaj să nu facă altceva decât să vă dați seama amândoi cât de tare vă lipsiți unul celuilalt. Să lămurim și cartea aceasta a conexiunii dintre voi. Ia uitați, acest blocaj, dragii mei, va fi înlăturat odată cu o ofertă din partea acestei persoane, un cadou, o ofertă, un mesaj, un e-mail, un cadouț pe care vi-l face, posibil ca să se gândească la înlăturarea acestui blocaj tocmai prin a veni înaintea dumneavoastră, în întâmpinarea dumneavoastră, să vă îmbuneze cu un gift, cu un cadou mic, cu o ofertă. Vedeți ce fain, ce frumos, ce drăguț. Deci între voi lucrurile se vor activa în modul cel mai frumos, pentru că oricât vă aflați în faza de negare, vă gândiți unul la celălalt și sunteți mai îndrăgostiți decât niciodată. Sau veți fi, în orice caz, în viitorul foarte, foarte apropiat. 48-46, 30-39, 29, s-ar putea o dată de 10 sau 9-10 ani, diferență de 10-10 ani, 57-62-66, 58-52-55-45 și 62. Am mai zis 62, ok, avem și un 71, 61-51. Ca semne zodiacale, balanță, săgetător, fecioară, gemeni, dragii mei, vărsător, gemeni, am zis pești, leu, să știți că nu este, și berbec, să știți că este cam pentru toate zodiile, însă acestea au ieșit mai mult decât altele. Norocoși, să știți, sunteți și soarta este, destinul de fapt vă ține acolo, și din câte observ eu aici, energia masculină vine în întâmpinarea energiei feminine cu această ofertă, cu acest cadou, cu acest mesaj, cu acest e-mail. Vom vedea despre ce este vorba și, așa cum spun de fiecare dată, vă rog frumos să mă anunțați, pentru că mor de curiozitate să simt, să văd, să citesc vești bune. Dragii mei, dacă v-a atras acest titlu, dacă vă atrage titlul pe care eu o să-l pun pentru această etalare, înseamnă că cu siguranță ați găsit aici mesaje pe care le-ați identificat problemelor dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru participare, pentru sugestii, pentru mesaje. Promit să vin în întâmpinarea dumneavoastră cu subiectele pe care mi le-ați propus. Dacă simțiți nevoia, dragii mei, apăsați clopoțelul. Mulțumesc pentru like-uri, mulțumesc pentru înscrieri și vizualizări. Sunteți fenomenali! Dragii mei urmăritori, abonați, vă pup, vă iubesc. Toate cele bune! Numai bine! La revedere!